Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna martie 2022. Este o ședință cu puncte importante pe ordinea de zi, în special punctul care se referă la dorința OAT Oraș Dărmănești de a deveni stațiune turistică de interes local și, sigur, proiectul numărul 15 pe ordinea de zi, și anume aprobarea devizului general pentru extinderea rețelei de gaze în cartierul Sălătrug și Lapoș. Loc pe domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua, dragi colegi! În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 136 din 23.03.2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare ce va avea loc în ziua de miercuri, 30.03.2022, cu prezență fizică sau prin mijloace electronice, începând cu ora 13 pe comisii și 14 ședința în plen, în sala de ședințe a primăriei orașului Dărmănești, având pe ordinea de zi următoarele puncte. Supunem la vot. Dacă ordinea de zi. Ordinea de zi. Cine este, cine este pentru? Aprobat cu 17 voturi. Și colegii. Da. Numărul 1. Aprobarea proiectului ordinei de zi a ședinței ordinare din 30.03.2022. A fost aprobată. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 10.02.2022. Cine este pentru? Și nu aprobat mai. Și 16. Numărul 3. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 22.02.2022. Cine este pentru? Aprobat. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 7.03.2022. Cine este pentru? 7. Aprobat. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, extinderea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale în orașul Dărmănești, statele Lapoș și Sălătrug, în județul Bacău, având în vedere obținerii finanțării prin Programul Național Anghel Salini, inițiator al proiectului primarului orașului Dărmănești, avizează cele trei comisii, urbanism, buget, finanțe și juridic. Câteva precizări am să fac legat de acest punct pe ordinea de zi, punct pe care l-am inițiat. Este o solicitare mai veche a cetățenilor din cartierul Sălătrug și din cartierul Lapoș privind înființarea rețelei de gaze în cele două cartiere. Sigur că demersurile pentru a reuși să facem acest lucru au început cu mai bine de 2 ani în urmă, în primul rând pentru a putea încheia actul adițional la contractul de concesiune între Ministerul Energiei și operatorul Delgaz, punct care era primordial în a începe demersurile ulterioare. Mai exact, atunci când la Dărmănești s-a semnat contractul de concesiune pentru furnizarea de gaze, nu s-a luat în calcul și cartierul Sălătrug și Lapoș. Deci s-a făcut acel contract de concesiune între Ministerul Energiei și Delgaz Grid în celelalte cartiere, mai puțin Lapoș și Sălătrug. De asta, primul lucru, v-am spus, a fost necesar să obținem și acest act adițional la contractul de concesiune, lucru pe care l-am început cu mai bine de 2 ani în urmă. Am reușit anul trecut să avem semnat acest act adițional la contractul de concesiune, după care am trecut la etapa a doua, elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru a vedea cât ne costă lucrările de introducere a gazelor în cele două cartiere. Acest studiu de fezabilitate a fost finalizat spre sfârșitul anului 2021 și valoarea investiției se ridică la 14.297.960 lei. Adică, mai pe înțelesul
tuturor 142 de miliarde de lei vechi, 14,2 milioane de lei noi. Suma este foarte mare pentru că atât în Lapoș cât mai ales în Sălătruc este o rețea mare de străzi, străduțe și așa mai departe, iar investițiile sunt pe măsură. Dacă am reușit să facem și acest pas numărul 2, cum am zis noi, de a avea un studiu de fezabilitate, să știm exact cât ne costă lucrările de introducere a rețelei de gaze în cele două cartiere, trebuie să găsim și o sursă de finanțare, pentru că 14 milioane de lei nu sunt bani puțini și nu avem din bugetul local resurse suficiente pentru a finanța doar noi acest proiect. Și în urma discuțiilor pe care le-am avut împreună cu colegii primari la nivel de an 2020 și 2021 cu ministerele de resort, a luat naștere proiectul Angel Salini, da? Și dacă prima componentă a acestui program național de investiții se adresa în special infrastructurii rutiere, în etapa a doua programului s-a introdus și conceptul de înființare de rețele noi de gaze sau extinderea rețelelor deja existente. Noi ne încadrăm în categoria a doua, adică avem în localitate 70% gaze din anii anteriori și vrem să extindem această rețea, așa cum spuneam, în cele două cartiere. Proiectul se numește Extinderea Rețea Inteligentă de Distribuție Gaze Naturale în Lapoș și Sălătruc și după ce vom aproba această hotărâre de Consiliu, vom încărca în site-ul deschis secțiunii Extindere Rețelei de Gaze pe Programul Național Angel Salini, atât cererea de finanțare care este în proiectul de hotărâre la articolul numărul 1, devizul general care este la punctul 2 și celelalte demersuri pe care noi trebuie să le facem. Deci, după adoptarea acestui proiect de hotărâre, cred că în cursul zilei de mâine, cel târziu vineri, colegii noștri din primărie, din aparatul de specialitate a primarului, vor încărca documentele în platforma electronică a Ministerului Dezvoltării la secțiunea Program Angel Salini Extindere Rețele de Gaze. Este deschisă această platformă până la sfârșitul lunii aprilie, din ce știu eu. Adică noi trebuie să ne mișcăm repede, pentru că dacă nu ne încadrăm în termenii impuși de minister, după aia degeaba facem demersuri. Nu e rezolvată problema dacă doar încărcăm aceste documente, dar este un pas important. Sperăm să putem să fim selectați pentru finanțare. La momentul ăsta spuneam colegilor la ședința pe comisie, sunt solicitări din partea UAT-urilor din țară foarte mari și foarte multe, iar resursa disponibilă pe care guvernul a alocat-o este undeva 25% din nevoia pe care țara o are. Vom încărca, așa cum spuneam, și așteptăm să vedem la evaluare și sperăm să reușim să aducem și finanțare. Dacă nu reușim prin Angel Salini, va trebui să găsim alte surse de finanțare în așa fel încât, în cea mai, să zic, rapidă variantă, după ce în cartierul Sălătruc vom avea finalizat proiectul de canalizare, pentru că avem un proiect de canalizare acolo, să putem interveni pe extinderea rețelei de gaze. Cele trei comisii și-au dat acordul, avizul favorabil, dacă sunt alte întrebări. Dacă nu, vă rog. În condițiile în care sumele sunt limitate la guvern pentru acest proiect, există posibilitatea, știți cumva, să ne limiteze, să ne dea numai pentru unul din cartiere? Nu. Nu, deci ori intrăm cu ambele cartiere, ori nu intrăm deloc. În sensul că și dacă, chiar dacă n-am primit, măcar n-am pierdut banii care i-am dat. Nu, va trebui să găsim alte surse, nu știu, la momentul ăsta nu există nicio axă care finanțează pe fonduri europene, dar va trebui să găsim o soluție, dacă nu să ne asumăm poate din buget local pe 2-3 ani, nu știu, vedem, împreună decidem. Dar există la momentul ăsta o sursă de finanțare,
Anghel Salini, vom aplica acolo și vom vedea ce se decide. Dacă mai sunt și alte întrebări, dacă nu spuneți la vot. Dacă nu, proiectul numărul 5. Cine este pentru? Cine este pentru? 17 voturi pentru proiectul. Deci împotriva abțineri nu sunt, da? Împotriva. Punctul 6. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Dărmănești pentru anul 2022. Inițiator proiectul primarul orașului Dărmănești avizează Comisia Juridică. În fiecare an, colegii din cadrul Direcției de Asistență Socială întocmesc planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Dărmănești și în acest an, în urma discuțiilor avute cu colegii de la DGASPC Bacău, au întocmit colegii din cadrul Direcției de Asistență Socială Dărmănești acest plan conform anexei, a fost transmis pentru verificare din discuțiile avute cu colegii noștri, nu sunt probleme, am avut discuții pe comisii, dacă sunt întrebări, dacă nu, supune la vot. Avizul e favorabil. Avizul judic favorabil. Supunem la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? Proiectul a fost adoptat. 17 pentru. Trecem la proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeului Solide în județul Bacău. Avizează toate cele trei comisii aici. Proiectul numărul 7. Având în vedere hotărârea AGA ADIS numărul 2 din 26 ianuarie 2022, privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție, privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, în luna februarie, ADIS Bacău ne-a transmis o adresă prin care solicită ca și în cadrul Consiliului Local Dărmănești să adoptăm acest proiect de hotărâre, așa cum a fost aprobat în hotărârea AGA ADIS din 26 ianuarie 2022. Noi am avut câteva, să zic, ședințe de analiză a acestui act adițional. Sunt lucruri care reglementează modul în care UAT-urile din județul Bacău fac plata către ADIS, cum se distribuie acești bani către cei doi operatori și mă refer aici la cel care colectează și transportă deșeurile menajere și al doilea operator este cel care gestionează groapa de gunoi. Din punct de vedere al celorlalți membri din cadrul ADIS, marea lor majoritate au aprobat prin hotărâri de Consiliu acest act adițional, ca atare fiind membri și noi în ADIS, propun să aprobăm acest act adițional la documentul de poziție, în așa fel încât toată lumea să aibă aceeași, să zic, același punct de vedere și același sistem de plată. Dacă sunt întrebări... Dacă nu, punem la vot. Proiect de hotărâre numărul 7. Cine este pentru? 17 voturi pentru. O să trecem la numărul 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării unui număr de 416 corpuri iluminat vechi aferente instalațiilor de iluminat public a 17 puncte de aprindere, precum și aprobarea contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public. Sigur că intenția noastră este să dezvoltăm comunitatea în principal cu fonduri europene, fonduri guvernamentare și mai puțin să consumăm resursele locale pe care le avem noi, să mergem cu resursele locale spre cofinanțări pentru a putea aduce cât mai mulți bani în comunitate. Acest proiect de hotărâre vine cumva să întărească ceea ce am spus eu mai devreme și achiziționarea celor 416 corpuri de iluminat vechi și a 17 puncte de aprindere
este condiție obligatorie pentru a putea depune un proiect pe AFM, Agenția Fondului de Mediu, în vederea modernizării sistemului de iluminat pe care îl avem astăzi la Dărmănești. Atât cele 17 puncte de aprindere, cât și 416 corpuri de iluminat sunt ale Delgazului, ce am moștenit noi de la cei de la Delgaz. Nu suntem noi proprietari. Condiția obligatorie să putem obține finanțarea pentru modernizarea sistemului de iluminat public este ca noi să fim proprietari. Am avut o discuție cu directorul Delgaz, componenta electrică pe județul Bacău, și am solicitat să ne facă o evaluare a acestor bunuri, cât mai sunt ele la momentul ăsta în contabilitate, pentru că cele 416 corpuri de iluminat vechi sunt într-o stare avansată de degradare. Noi astăzi nu le folosim, am schimbat aceste corpuri cu corpuri cumpărate de primărie încă din 2017-16, dar ei le au în evidență. Sigur că valoarea acestor bunuri, în special a celor 17 puncte de aprindere, însumează 4.600 de lei, adică valoarea de înlocuire a fierului vechi. Și am, în urma, am și negociat un pic, pentru că valoarea era ceva mai măricică, am negociat cu ei și am căzut de comun acord la suma de 4.600 de lei. Este o sumă modică pentru bugetul local, dar este o condiție obligatorie pentru a putea să depunem proiectul spre modernizare. Ce vrem să facem? Cele 17 puncte de aprindere de iluminat și încă 10 care le avem noi deja și pe care noi le-am dezvoltat vor fi echipate cu ultimile, să zic, echipamente în materie de gestionare inteligentă a sistemului de iluminat public, putând astfel să reducem consumul de energie, să reducem intensitatea luminoasă în perioada în care, să zic, că, nu știu, după ora 12 noaptea și până la 5 dimineața, poate traficul e mai mic și în acest fel reușim să reducem intensitatea luminoasă și ca atare să reducem și consumul de energie electrică. Datorită ultimilor influențe din piața de energie, costurile cu energia electrică pentru iluminatul public și nu numai a crescut de 4-5 ori. Și trebuie să găsim metode eficiente în așa fel încât să ne putem permite să lăsăm iluminatul aprins. Altfel vom avea fie varianta în care primele 10 zile, 15 zile ale lunii lăsăm iluminatul aprins, după aia îl stingem, fie stingem la ora 10 de tot, fie alte metode care ar duce la disconfort pentru cetățeni. Deci este un proiect de hotărâre care este necesar, devenim în acest fel proprietari pe cele 17 puncte de aprindere, urmând ca, eu sper luna viitoare, ghidurile de finanțare să fie lansate și să putem aplica pentru a obține finanțare. Noi deja am făcut pași consistenți în a avea proiectarea și așa mai departe. Dacă sunt întrebări, avizele au fost favorabile la, supuneți, la vot. Supunem la vot proiectul numărul 8. Cine este pentru? 17 pentru, adoptat. Vreau să vă pun o întrebare. Vă rog. Din avize curentul electric la fața lacului, când credeți se termină? Da, proiectul de extindere a rețelei la coada lacului este estimat până la sfârșitul anului, a se finaliza anului 2022. Noi deja am făcut în 2021 plăți în avans, pentru că s-a modificat graficul de execuție în sensul bun, pentru că oamenii au lucrat mai mult. În prima parte a anului 2022 am bugetat resursele de finanțare. Cred că iunie ar trebui să fie gata. Deci constructorul, din toate discuțiile avute cu constructorul, ei zic că vorba iunie proiectul va fi finalizat, adică cu 5-6 luni înainte de termenul... Până iulie au să face recepția și... Da. Deci la momentul ăsta, dacă nu mai, eu știu, apar alte lucruri care să ne perturbe lucrurile, ei lucrează, au lucrat și în perioada de iarnă, sunt mai în grafic decât era graficul prevăzut. Da. Mulțumesc. Mergeți mai departe. Trecem la proiectul numărul 9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea... S-a votat, nu? Da, poftim? Da, s-a votat. Proiectul numărul 8. 17 vot. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pentru inițiarea unei hotărâri de guvern în vederea testării orașului Dărmănești, județul Bacău, ca stațiune turistică de interes local. Avizează toate cele trei comisii. A fost avizat proiectul. A fost avizat favorabil, da. Una din țintele noastre foarte ambițioase pe care am lansat-o cu ceva ani în urmă a fost aceea de a deveni Dărmănești o stațiune turistică de interes local. Astăzi facem al doilea pas foarte important pentru a ne atinge acest deziderat și spun al doilea pentru că cu ceva timp în urmă, la solicitările noastre, am fost incluși prin ordonanță de urgență în lista localităților cu potențial turistic. Deci primul pas a fost ca noi să devenim sau să facem parte din acea listă a localităților din România cu potențial turistic, condiție obligatorie, de altfel, pentru a putea deveni stațiune turistică. Astăzi, după ce am făcut mai multe demersuri legate de documentațiile care trebuie să stea la baza solicitării Ministerului Turismului de a deveni stațiune turistică de interes local, am venit și am propus Consiliului Local acest proiect de hotărâre, care la articolul 1 aprobă depunerea documentației la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pentru inițierea unei hotărâri de guvern în vederea atestării orașului Dărmănești, județul Bacău, ca stațiune turistică de interes local, în baza hotărârii de guvern 852, pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice cu modificările și completările ulterioare. Ultima discuție foarte aplicată legat de acest obiectiv a fost cu vreo 3 săptămâni în urmă, când împreună cu domnul viceprimar ne-am deplasat la guvern, am avut o discuție cu oameni din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și sigur că o discuție foarte aplicată a fost în luna februarie la Slănic Moldova, când ministrul de resort a fost în teritoriu și am reiterat și am reluat ideea de a deveni stațiune turistică de interes local. Am întocmit între timp și monografia turistică a orașului Dărmănești, un document care de altfel este piesa importantă care, sau de bază care stă la discuția noastră, la documentația de depunere. Sperăm ca documentația să fie avizată în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Dacă ni se vor mai solicita ceva clarificări, cu siguranță vom fi foarte activi și le vom face. În așa fel încât, în cursul anului 2022, mi-aș dori foarte mult ca Guvernul României să adopte această hotărâre de guvern prin care orașul Dărmănești ar putea deveni stațiune turistică de interes local. Sigur că unii poate se întreabă ce câștig am avea noi. În primul rând, în toate discuțiile pe care le-am avut, atât la nivel de factor de decizie ai Guvernului României, cât și la nivel de reprezentanți ai Comisiei Europene sau Uniunii Europene privind finanțările, în perioada și la momentul actual și în perioada ce vine, fondurile alocate de Comisia Europeană vor fi cu destinația turism, vor fi date doar localităților care sunt stațiuni turistice, stațiuni turistice balneare, stațiuni turistice de interes local și mai puțin celorlalte OAT-uri care nu fac parte din această categorie. Adică fondurile destinate dezvoltării turismului vor veni în acele localități în care sau care au statut de stațiune turistică de interes local, național și așa mai departe. Deci asta este ținta noastră. A doua problemă este că avem niște resurse extraordinare la Dărmănești, poate chiar peste așteptările noastre, și din fișa de... este o fișă a stațiunii turistice care face un punctaj să vedem dacă ne încadrăm sau nu. Această fișă spune în lege, punctajul minim trebuie să fie 90 de puncte, iar Dărmăneștiu a totalizat 265 de puncte. Asta
vine cumva și ne dă încredere că resursele naturale pe care noi le avem și nu numai, ne conferă pe drept statutul de stațiune turistică de interes local. Am văzut că și agenții economici și persoane fizice își pun speranțe în dezvoltarea turismului la Dărmănești și știți foarte bine că în zona Coada Lacului în ultimul timp a luat amploare pe lângă proiectele majore pe care noi ca și autoritate publică le facem și aminteam mai devreme investiția în extinderea rețelei de curent la Coada Lacului, proiect care depășește 6 milioane de lei, este în proporție de 80% finalizat. Al doilea proiect major pe care îl facem noi este preluarea acelor drumuri care sunt în administrarea regiei pădurilor, să putem să le preluăm în cadrul domeniului public al UAT-ului pentru a putea investi în el. Un alt proiect foarte serios este extinderea sau aprobarea noului plan urbanistic general prin care noi am prevăzut extinderea zonelor de intravilan, putând astfel să obținem condiții avantajoase pentru cei care doresc să investească acolo. Mai există un proiect pe care îl derulăm, investiții majore în ariile protejate și așa mai departe. Deci toate aceste idei pe care noi le-am lansat cu ceva ani în urmă vin astăzi cumva să se concretizeze în ideea de a deveni stațiune turistică de interes local. Mulțumesc, dacă aveți întrebări. Nafane? Două secunde. Două secunde. Avem într-adevăr zona frumoasă. Suntem la Poale de Nemiri, dar probabil în afară de lacul ăsta trebuie să găsim ceva mai spectaculos. În localitatea în care se atragă turiștii de lacul, nu putem să folosim cum e lacul Comunița. Să facem turism, în afară de un pescuit sportiv, doar îl privim. Eu cred că primul lucru spectaculos este să devenim stațiune turistică. Și dacă devenim stațiune turistică de interes local, o să vedeți, și eu știu și m-am documentat, se deschid noi oportunități. Noi oportunități însemnând unul din proiectele la care lucrăm în, să zic așa, în surdină, este și acela de a avea o instalație de cablu de jos de la coada barajului până pe vârful Nemira. Deci o instalație de cablu, de aia ne-am dus cu linie de medie acolo. Discuțiile sunt să această instalație de cablu să ajungă și în Slănic Moldova și să putem să facem un circuit din Slănic Moldova pe vârful Șandru, Nemira, Farcu Mare, Farcu Mic, Coada Lacului. Și atunci, da, turiștii care vor să vină cu puncte de descărcare, de oprire în, eu știu, fie Farcu Mare, fie Nemira, fie Șandru. Deci lucrurile încep să prindă contur. Este una din... Da. Nu-i de ajuns ce avem. Adică, deci, la Târgu Jiu au făcut prâmpuși niște statuete care sunt vestite în toată lumea. Nu mai știu ce să zic. Eu vă recomand cei care aveți talent să încercați să pictați, să sculptați, că poate peste ani nepoții noștri se vor bucura de... Avem ceva spectaculos și da. Nu vine nimeni care să... Nu trebuie să găsim soluția, că într-adevăr să încercăm... Era și Deci localitatea are potențial, să știți că Dumnezeu ne-a dat nouă foarte multe lucruri bune aici la Dărmănești și ca să întăresc ceea ce spun, noi avem pe raza orașului Dărmănești 6 arii protejate. Suntem localitatea din județul Bacău cu cele mai multe arii protejate. Asta înseamnă că cei care vor să respină un aer curat găsesc oportunități. Eu mai am încă 4-5-6 puncte care ar putea să... Da? Și la momentul respectiv, haideți să trecem de primul pas ca să nu umflăm gogoașa prea tare și după aia să... Da. O să vadă cetățenii de ce aprobăm acest proiect. Da, deci cu siguranță... Și o întrebare cum să-și duc colega noastră. În afară de taxa de stațiune, după ce devenim stațiune... Nu vor crește impozitele și taxele, deci n-aș vrea să intrăm într-un... Da, într-un cerc din ăsta, nu. Nu. Deci nu avem stațiunea turistică, nu înseamnă că duce la creșterea, nu. Deci nu, ba, din contra, e posibil să creăm anumite facilități, că una din
ideile pe care aș vrea să, să le discutăm în, în viitor, după ce vom deveni stațiune turistică, este să creăm un pachet de facilități pentru cei care vor să investească în domeniu. Pentru că nu vine nimeni să facă ceva, mă refer la mediul privat, să facă o investiție serioasă dacă nu are mai multe avantaje. Și atunci noi intrăm într-o competiție cu celelalte stațiuni turistice din țară, cu celelalte localități din țară și trebuie să creăm un pachet de facilități în așa fel încât, pe lângă investițiile astea care le aducem noi de niște milioane de euro, să vină 10, 15, 20, 30 de milioane de euro din mediul privat. Ei să construiască, nu noi. Nu trebuie să facem noi, eu știu, case de vacanță sau mai noi ca autorități. Noi trebuie să creăm infrastructura. Să creăm infrastructura, să avem străzi, să avem canalizare, să avem apă, să avem iluminat, să fim stațiune turistică, pentru că așa devenim atractivi. Deci lucrurile sunt într-o logică normală, eu le-am gândit și aș putea spune că știu exact ce trebuie să facem în următorii ani, dar haideți să le facem măsurat, calculat, trecem de o etapă, ne ducem la următoarea și după aia rezultatele încep să se vadă. Dacă nu mai sunt întrebări, și domnul Tibi vrea să cred că i-am răspuns. Era vorba colegul nostru Debrețin, era vorba de creșterea taxelor și impozitelor. Da, am răspuns, deci cu siguranță nu influențează stațiunea turistică sub nicio formă taxele și impozitele. Mulțumesc. Supuneți la vot dacă nu. Dacă nu supunem la vot proiectul numărul 9, cine este pentru? 17 voturi pentru. A fost adoptat. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Aici, la începutul anului, tot eu am să fac câteva precizări. La începutul mandatului noului Consiliu Local, noi am stabilit o regulă, de altfel și în vechiul Consiliu aveam aceeași regulă, în ordine alfabetică. În următoarele trei luni, aprilie, iunie 2022, președinte de ședință este propus domnul Debrețin Tiberius Carol. E regula pe care am făcut-o și dacă domnul Tiberius n-are nimic împotrivă, da? Eu spus, acum acceptăm, da? E regulă, e regulă, trebuie acceptat. Supuneți la vot. Deci, la proiectul numărul 10, cine este pentru? 16. Da, la diverse, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să fac câteva precizări. În primul rând, un lucru foarte important este legat de asfaltarea străzii minerilor sau boiștea, cum ne place nouă să spunem. Mâine vom preda amplasamentul constructorului, deci practic de mâine încep lucrările de asfaltare a străzii minerilor. Acest proiect a obținut finanțare prin Compania Națională de Investiții. Știți că ne-am zbătut, ne-am agitat cu toți, am făcut toate demersurile necesare. Astăzi mi-a venit la mapă ordinul de începere a lucrărilor, a fost scoasă la licitație proiectare plus execuție acolo, în luna, cred că, decembrie 2021. S-a adjudecat de către o companie din județul Bacău, o companie puternică, Conex Trust, proiectarea și execuția, s-a terminat proiectarea, s-a transmis proiectarea la Compania Națională de Investiții. Săptămâna trecută în Comisia Tehnico-Economică, CTE-ul Ministerului, a fost aprobat proiectul tehnic, ni s-a comunicat aceste lucruri și ca atare astăzi am primit ordinul de începere a lucrărilor. Mâine dimineață în jurul orei 10 am convocat atât constructorul cât și dirigintele de șantier, dirigintele care va coordona și va urmări lucrările din partea CNI-ului și reprezentanții ai primăriei la predarea amplasamentului. Am rugăminte la cetățenii din Boiștea și aferenți străzii minerilor. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 3 luni de zile, adică în luna iunie trebuie să fim acolo, dacă nu se întâmplă lucruri neprevăzute cu asfaltul și cu rigole și cu ce am prevăzut noi acolo, terminați. Și rugămintea mea este ca
eu știu, să dea tot concursul, pentru că va fi disconfort acolo, vor fi utilaje foarte multe pe strada respectivă, vor fi anumite zone în care se blochează sau chiar se oprește traficul în zonă, deci să ne înțeleagă, să nu facă tot felul de reclamații la adresa constructorilor, pentru că regimul de lucru este draconic, spuneam că în 3 luni de zile trebuie să finalizăm acele lucrări. Poate disconfort va fi și legat de zgomot, legat de praf, legat de depozitarea utilajelor, legat de depozitarea de materiale și așa mai departe. Rog și cei doi consilieri sau toți care sunt direct, să zic, responsabili în zona respectivă, zilnic să fie prezenți dacă e posibil acolo. Dacă sunt neînțelegeri, nelămuriri, și noi vom fi prezenți și în așa fel încât să găsim cele mai bune soluții, în așa fel încât să ne atingem țintele. Rugămintea mea este ca toți cei care nu sunt racordați la canalizare să o facă în regim de maximă urgență. Voi avea o discuție mâine cu cei de la CRAB și ne vom duce din poartă în poartă la fiecare să vedem ce soluții găsim, cu ce putem și noi sprijini pentru a-și face racordarea. Orice fel de racord după turnarea asfaltului și a rigolelor betonate înseamnă costuri suplimentare, înseamnă un efort din partea cetățeanului în plus și de asta rugămintea mea este cât mai repede să facem asta. Al doilea lucru, cred că important, pe care vreau să vi-l comunic este că avem o rată de progres foarte bună la proiectele europene și proiectele naționale și cele din fonduri locale și mă refer aici la pârâul de la Dărmăneasca, aș începe cu el. Avem două proiecte acolo, unul pe fonduri europene care l-am închis și am solicitat recepție la terminarea lucrărilor și cred că într-o săptămână, maxim 10 zile, ar trebui comisia să se prezinte și să închidem acel proiect prin AFIR. În partea de jos a pârâului Dărmăneasca avem pe hotărâre de guvern, pe inundații, alocat o sumă destul de consistentă pentru a face acele diguri de protecție și cred că în 2 săptămâni un constructor de la Oradea foarte serios va închide lucrarea și dacă aveți timp să mergeți, veți vedea că acolo s-au făcut niște lucrări foarte, foarte serioase. Deci credem așa în 2-3 săptămâni lucrurile le vom finaliza acolo. Lucrăm în regim de motoare turate la maxim pe centru de zi pentru persoane vârstnice, fonduri europene la amplasamentul spitalului. Anul ăsta trebuie să închidem acest proiect și din ce am văzut acolo, constructorul este în grafic, adică chiar un pic mai avansat decât graficul de lucrări. La gabioanele de pe râul Uz, cei care ați avut timp și ați trecut, ați văzut că s-au schimbat albile la 180 de grade, deci practic am reușit să excavăm sute de mii de metri cub din râul Uz. Am deschis foarte mult albii, avem capacitatea de preluare 70 de metri liniari lățime și am schimbat total, eu știu, felul în care arată râul Uz. În urma acestor lucrări am făcut licitații și după licitații am avut economii de 350.000 de lei pe care le-am alocat din nou decolmatărilor. Sperăm ca în maxim 3 săptămâni, o lună să închidem proiectul pe râul Uz și de asemenea este un proiect foarte mare pe Trotuș și parte din Uz pe care l-a finanțat Apele Române, ANARU, cu finanțare de la Banca Mondială, este, cred că, cea mai mare investiție care s-a întâmplat la Dărmănești în ultimii, nu știu, în ultimii ani, să nu zic mai mult. S-au făcut kilometri întregi de diguri betonate și vorbesc aici, 3 cartiere sunt direct vizate. Avem o parte din Joseni, Păgubeni, deci partea asta, avem și cartierul Triaj care mereu rupea acolo și chiar în timpul inundațiilor din 2020 conducta de gaz care alimenta magistrală de gaz a fost compromisă. Deci Triajul, Joseniu și Păgubeniu sunt principalele cartiere care au beneficiat pe lângă
ce am avut noi lucrări pe râul Uz. Și aici sunt sute de mii de metri cub de aluviuni scoase. Am finalizat și noi lucrările la podul de la Sabău, legătura dintre Josen și Păgubeni. Aveam niște diguri care erau ale noastre, niște gabioane erau ale noastre și erau profund afectate. Le-am schimbat, le-am reparat din bugetul local. Am făcut acea supraînălțare și sigur, în maxim o lună de zile ar trebui să închidă Anarul prin apele române, prin apele Siret, Aba Siret și acest proiect. E posibil ca la finalizare să avem demnitari de seamă prezenți la Dărmănești la închiderea acestui proiect, pentru că e o mare, mare realizare. În rest, aș vrea să vă mai anunț că începând cu 1 aprilie până la sfârșitul lunii aprilie, declanșăm luna curățeniei și fiecare cetățean, rugămintea mea este să-și igienizeze, eu știu, șanțul din fața porții, grădină ce are acolo, fără să dea foc la aceste deșeuri vegetale, pentru că am avut în ultima perioadă, mai ultimul, să zic, incendiu ieri, când niște copii au dat foc la terenul dintre parcul din fața primăriei și ANL, s-au jucat acolo, e un teren a unor cetățeni care nu înțeleg că trebuie să-și igienizeze terenul și i-am tot sancționat de fiecare dată, a ars acolo, dar fără prezența imediată a pompierilor de la noi, de la primărie, cred că se putea declanșa acolo un incendiu foarte serios. Deci, haideți să fim împreună, facem luna orașul mai curat, luna curățenii, luna aprilie, avem și sărbătorile pascale în perioada asta, sub rezerva că trebuie avut mare grijă și să nu se dea foc la miriști, la chestii vegetale. Sancțiunile sunt drastice și nu vom avea niciun fel de toleranță la treaba asta. Deci, atenție, nu dați foc, pentru că riscurile sunt foarte mari. Este și hotărâre de Comitet Județean pentru situații de urgență dată în acest sens. Amenzile sunt foarte, foarte drastice, pentru că în ultima perioadă la nivel de județul Bacău au fost sute de incendii care au provocat inclusiv victime. Mulțumesc, dacă aveți alte întrebări, vă rog. Dacă nu mulțumesc presei, mulțumesc și dumneavoastră. Sănătate, o zi frumoasă!